și Bine ați venit la un nou episod de podcast al echipei Romania Driving Experience Eu sunt Silviu Toma, trainer de conducere defensivă și sportivă Mă ocup de treaba asta de mai mulți ani, aduc oamenii pe circuit și pun în tot felul de situații limită astfel încât să le îmbunătățim abilitățile și să circule într-un trafic mai sigur pentru ei și pentru ceilalți, bineînțeles Astăzi o să avem un podcast foarte, foarte tare pentru că, în sfârșit, avem alături de noi un instructor auto și spun în sfârșit pentru că anul acesta absolut toate, dar toate uh, tentativele mele de dialog sau comunicare cu una dintre școlile, zic eu, importante din, uh, din București, uh, au avut ca răspuns un mare nu. Un mare nu, uh, explicația fiind că noi nu avem nevoie de cursuri de conducere defensivă, avem oricum uh, mulți clienți pe următoarele șapte-opt luni și atunci de ce am, face, de ce am investit în treaba asta? Așa că îi mulțumesc lui Marius Suciu, care a venit tocmai de la Târgu Mureș. Bine venit, Marius! Bine te-am găsit! Mersi și eu de invitație! Marius, nici nu știu cu ce să încep. Avem atât de multe lucruri de vorbit și am atât de multe întrebări să-ți spun, pentru că, după cum bine știi, școala de șofer din România, și fără niciun fel de răutate aici, din foarte multe motive, nu te învață să conduci te învață în schimb să iei permisul de conducere și tu ești obligat ca după ce ți-ai luat permisul de conducere, plasticul cum îi spui tu, da? Ești pe stradă, de multe ori neavând cunoștințele necesare și de acolo te-ai băgat în război, începi să îți faci cumva experiență pe cont propriu. Da, din păcate cam asta este realitatea, dar mai dureros e tocmai faptul ăsta că oarecum suntem, pentru că și noi la un moment dat am învățat pe pielea noastră. Poate am avut uh, un pic de noroc și am scăpat. Și aici când vorbesc de am scăpat, n-am avut evenimente. Dar, da, concluzia asta, noi nu îi învățăm să conducă, îi învățăm să-și obțină permisul, plasticul și cam atât. Fiecare, ulterior, pe pielea lui, în trafic, în funcție de educația pe care o are, conștiința pe care o are tratează lucrurile așa cum crede el sau ea, că ar trebui, ceea ce e destul de grav mm -hmm. și, după cum vedem, chiar tragic pe, șose pe șoselele din România. Marius, uh, ai să luăm cu începutul. Începutul însemnând, să ne spui un pic despre tine. Uh, ce experiență ai în zona asta auto? lucrezi alături de colegul tău, Doru Văcaru, în cadrul școlii Super Driver din Târgu Mureș. Da, Și exact. sunteți probabil printre puținii, dacă nu chiar singurii, cel puțin din Târgu Mureș, care au cumva în cadrul școlii și un modul de conducere defensivă, mai mult sau mai puțin, din ce știu eu... Da, e Faceți lucruri în zona asta de conducere defensivă, Corect. așa e? Da, așa este. Nu știu dacă suntem singuri din țară, dar cu siguranță din Târgu Mureș, da. Nu am mai auzit pe nimeni în România să facă lucrul ăsta, ba mai mult decât atât, sunt multe școli sau mulți instructori care sunt destul de reticenți când vine vorba despre partea asta de conducere defensivă, ca să zic așa, pentru că, da, e, o, e un modul. Noi uh, ne adresăm în special elevilor noștri, adică toată partea asta de pregătire post obținere permis, li se adresează în special lor. Uh, Partea teoretică a lucrurilor o putem face uh, pe perioada de pregătire teoretică și practică din cadrul orelor de la școală, dar sunt anumite chestii pe care nu le putem face decât ulterior, după ce ei își obțin uh, permisul de conducere. Pentru că modulul ăsta cuprinde conducere pe autostradă, conducere de noapte, conducere pe drumuri europene și acolo deja este nevoie de un permis. Aha, deci practic în acest modul, după după ce și a luat permisul de conducere elevul respectiv, vine la voi la școală, plătește un pachet, în care tu ieși cu el cu mașina pe autostradă, îl înveți să conducă noaptea, pe drumuri europene, județene, naționale exact. și așa mai departe. Nici măcar noi avem pachetul ăsta din momentul înscrierii la școală. Adică în momentul în care noi le prezentăm oferta, atunci când se prezintă sau, nu știu, ne sună pe noi, pe fiecare instructor în parte, deja le Uh, uh, prezentăm pachetul ăsta. Până la urma urmei, noi ca și școală de șoferi nu tindem doar spre a avea o promovabilitate bună. Pe noi ne interesează foarte mult ce se întâmplă după aceea. Mm -hmm. Și tocmai de asta am venit cu pachetul respectiv de preț până la urmă urme și servicii pe care le oferim în cadrul școlii. Uh, e prima interacțiune live dintre noi. Am tot ținut legătura pe Facebook, am mai povestit acolo, la un moment dat am avut și un duster cred că ne-am. Da, atunci ne-am cunoscut. Ne-am mai, mai povestit noi pe da, exact. un forum ceva. <coughs> exact. Exact. Uh, și am văzut ceva poze la tine cu off-road. Da, uh, am cochetat o perioadă de timp cu motorsportul, vreo patru ani jumate. M-am uh, dat, ca să zic așa, în Campionatul Național de, ra de Rally Ride. Ah, okay. la clasa promo și în campionatul național de off-road, la clasa standard, adică partea profi okay. a bă, campionatului. E, și am, am îndrăznit să vedem cum Duster pe lângă echipa de uzină care era deja acolo, am zis că hai să încercăm și noi doi nebuni din Târgu Mureș cu o mașină pregătită așa cum știm noi să uh -huh. o pregătim, și să învățăm pe parcurs, să vedem ce înseamnă și motorsportul. Foarte tare. De când ești instructor auto și cum a început chestia asta? Din 2018 ha, e, e ciudat pentru că nu aveam nicio legătură cu domeniul ăsta. Am e, hotărât să devin instructor auto în momentul în care soția mea e, a început să facă școala de șoferi și vedeam, întrebam în prima fază ce face și cum face și am zis nu se poate așa ceva. E, Trebuie să facă cineva sau să facem ceva, să se schimbe lucrurile astea. Și acum, nu că aș vrea să spun că instructorul pe care l-a avut n-a fost un instructor bun, mie și prieten, era un instructor bun, asta convingându-mă eu în momentul în care am intrat și eu în branșa instructorilor, ca să zic așa. Deci, cam ăla au fost momentul în care am zis, ok, vreau să fac și asta. Bine, de mult îmi doream să ajung să trăiesc din uh, tot ce înseamnă mașini, la modul general. Deci la tine e full-time job. Da, este full-time job. În prima parte, un an de zile, am lucrat în paralel, după care am zis, băi, nu ai cum să faci două lucruri bine, hotărăsc, hotără, hotărăsc pe care parte merg. Și am decis să rămân în branșa asta instructorilor a școlilor de șoferi. ok din da, treaba asta. Da, da. Deci se poate. Se poate. Chiar dacă prețurile pentru un curs de genul ăsta nu mai știu cât e școala de șoferi acum, de la 1200 de lei în sus, probabil. Da. Da, prețurile sunt mici. Nu te alegi, ca să zic așa, cu foarte mulți bani, dar depinde foarte mult... De ce ai ales să faci asta? Păi, și tu de ce ai ales să faci asta? Uitându-mă în jurul meu, eu am lucrat în vânzări vreo 16 ani, am condus toată cariera mea ca și angajat, am stat pe drumurile publice din România și, fără să exagerez, sună cinic, dar dacă m-aș fi gândit vreodată să-mi deschid un business cu cimitire, l-aș putea umple, doar cu câte am văzut eu în 16 ani de stat pe drumurile din uh, România. Uh -huh. Și am zis, băi, hai să încercăm să facem ceva. Am găsit și uh, școala potrivită pentru asta. Mm, îs uh, încântat că administratorul școlii și colegii de la noi de la școală răspund pozitiv și afirmativ de câte ori vine vorba despre uh, chestiile astea care înseamnă, în primul rând, siguranța rutieră. Obținerea permisului e simplă. Ce se întâmplă după aceea? Din păcate. Da. Obținerea permisului e simplă, da. din păcate. Din păcate. Dar uh, cam astea sunt uh, vremurile pe care le trăim. Noi, în cadrul școlilor, suntem obligați să ne supunem unei legislații o legislație bună în unele părți, foarte slabă în altele, dar chiar și așa se pot întâmpla lucruri bune și pozitive, încet, dar sigur. Bun. Dacă mâine vreau să mă fac instructor auto, ce trebuie să fac? În primul rând, trebuie să ai un minim de 5 ani de când ai obținut permisul de conducere. Ok, am, am mai mult de 5 ani, dar am doar. 5.000 de km parcurs. Lucrul ăsta nu e un impediment. Nu... A, deci eu pot să devin instructor auto doar dacă am minim 5 ani. Corect. Ca vechimea permisului, nu are nicio legătură cu experiența la volan. Niciuna. Ok, minunat. Niciuna. Ai nevoie de studii medii minim, adică o diplomă de bacalaureat Se urmează cursurile unei școli de formare profesională. Uh, în domeniu. În domeniu, da. da. Care durează cât? Aproximativ două luni. Urmată de un examen la RR, Autoritatea Rutieră Și Română. Și ce faci practic în astea două luni? Teorie. Poți să-mi dai un exemplu? Nu știu, înveți să... Legislație. Înveți poziția corectă la volan? Nu. nu. Deci, nu, deci, nu. Este vorb... acest curs de formare a instructorilor auto nu are nicio legătură cu modul în care ar trebui să stai la volan. Nu. Nu. Foarte Din păcate, pune foarte mare accent pe legislație legislație care ok, perfect păi de nu există, acord nu există profesor de legislație? Ba da, ba da există profesori De profesor. ce trebuie să mă încarc eu cu atât de multă legislație? Hai, uite, asta e și părerea mea, dar povestind, ca să zic așa în multe ocazii cu alți instructori și spunându-le, bă există orele de legislație, avem profesori de legislație noi până la urma urmei în calitate de instructori nici măcar nu avem dreptul să predăm legislație rutieră de ce să îmi bati eu capul cu contravenții, infracțiuni și alte chestii care nu au sens în viața de zi cu zi? Dar pe asta se pune accent. Pe asta se pune accent. Nu au nicio legătură cu siguranță rutieră, okay. cu condusul în sine până la urma urmei. Și în aceste două luni face o parte practică? Nu știu, ceva de abilități, competențe mm -hmm. la volan? Există o parte practică destul de sumară și anume un profesor un profesor din cadrul unei școli de genul ăsta iasă cu viitorii instructori în trafic și le explică cam ce ar trebui să facă ei în calitate de instructor. instructor. Dar cam atât. Dar nu te testează. Dacă știi să faci o parcare, nu. dacă știi să uh, miști mâinile pe volan... Dacă... Testarea asta uh, se face în momentul în care da examenul pentru obținerea atestatului, examenul practic. Examenul se dă cu cineva de la Autoritatea Rutieră Română, tu pregătindu-ți un subiect. Te urci în mașină, inspectorul respectiv stă pe bancheta din spate, tu îți prezinți subiectul pe care l-ai ales în momentul respectiv. Și anume, nu știu, cum ziceai și tu, parcarea laterală, trece la nivel cu cale ferată, sensurile giratorii, prioritatea de dreapta, dar se referă doar la subiectul respectiv. Bun, acum dacă în timpul examenului intervin și alte situații, e clar în calitate de instructor, trebuie să le explici, trebuie să intervii dacă e cazul, dar se întâmplă foarte rar și nu... Ok, practic orice om de pe planeta asta Poate să devină, cât timp are 5 ani vechimea permisului, instructor auto. Și o diplomă de bac. Okay. Bun, mai sunt niște chestii să nu fi avut antecedente. Ok, da. Așa, aici mă refer la suspendarea permisului pentru alcool, să nu fi produs accidente cu victime, mai sunt câteva lucruri de genul ăla. Păi, bun, da. Uite, vreau să te întreb așa. Eu vreau să învăț să conduc. Asta înseamnă că înainte de a pleca de pe loc cu mașina, trebuie să știu cum să-mi aranjez scaunul, cum să-mi aranjez volanul, cum să-mi aranjez oglinzile, tetiera, centura. Dacă instructorii auto nu învață treaba asta nicăieri, cum îl învață pe cursant să-și facă poziția corectă la volan? O paranteză, uitându-ne la clipurile tale sau mai noi școli de șoferi care încep, încet, încet să se mai dezghețe din punctul ăsta de vedere, cum facem și noi, de exemplu. Am Altă înțeles. metodă nu este. Din păcate. Am înțeles. Uh, bun, legat de tot de partea asta de, de instructaj, uh, există, nu știu, o dată pe an, o dată la ceva ani, vreo metodă prin care acești instructori sunt, nu știu, reverificați sau... Da. O dată la 5 ani se dă din nou examenul teoretic. Atât. O dată la cât timp? La 5 ani. Se dă din nou examenul, examenul teoretic. Adică chestionarele. Și cam atât. Practic, nu se mai. Dacă nu are întreruperi în activitatea de instructor, partea teoretică nu se mai dă niciodată. Am înțeles. Vizitele medicale, bineînțeles, să mai fie apt pentru asta, dar doar examenul teoretic. În momentul ăsta în România, minim obligatoriu la școala de șofer trebuie să faci 30 de ore, nu? Corect. Sunt 30 de ore, 30 ori 60 de minute nu. sau 30 de ședințe? 30 de ședințe, a câte o oră și 40 de minute fiecare ședință. Noi, și... noi, prin legislație, suntem obligați ca la fiecare două ore de muncă să avem 20 de minute de pauză. Dar 20 de minute de pauză care, practic, se iau din cele două ore pe care cele două ore pe care elevul ar trebui să fie la volan. Dar asta e legislația, suntem obligați să facem asta. Păi bun, și întrebarea mea e așa, din punctul tău de vedere ca instructor auto, azi ai venit să dai din casă, n-am ce să-ți fac. După aceste 30 de ședințe, să zicem că elevul nu vrea să mai cumpere altele, da? el se consideră pregătit. Tu ce crezi dacă acel elev, printr-un noroc, obține permisul de conducere? E pregătit pentru ce urmează? Absolut nu. Absolut, Absolut nu. 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 Dar uh, nici cei mai îndemânatici dintre ei, nici cei care își cumpără ședințe după ce își obțin permisul de conducere, nu pot să spun că da, știu să conducă. Da, au obținut permisul și cam atât. De acolo încolo... Pe păi bun, și care e motivul pentru care acești... Uh... Posesori de permis de conducere nu iau ore suplimentare suficient de multe astfel încât să fie ei în siguranță în primul rând. Adică e vorba de viața lor în primul și în primul rând și apoi de celorlalți. Pentru că... E vorba de bani, e vorba... Da, da, e vorba deci de, de cel bani. de cele mai multe ori e vorba de bani. Da, e vorba de bani și nu doar. Uh, unul dintre motive ar fi și faptul că până în momentul în care ei ajung să se înscrie la o școală de șoferi, nu-i prea interesează nimic legat de ce se întâmplă în traficul real, asta dacă nu cumva din nefericire au avut parte în jurul apropiaților a familiei de evenimente rutiere. În schimb nu interesează, pur și simplu nu interesează, vor să-și obțină permisul cât mai repede, dacă s-ar putea mâine, sunt unii care plătesc pentru a Rezerva un instructor care să facă cu ei zilnic. Okay. Noi, în cadrul școlii, avem și serviciul ăsta, de exemplu, prin care, dacă elevul se grăbește foarte tare, putem să facem zilnic cu el ședințe și de e conducere. Legal? Da, da, bineînțeles. Okay. E legal. Dar asta nu, nu i oferă nicio garanție. Nu -i o, și uh, numărul de ședințe e ceva, nu știu, abstract. Uh, Până la urma urmei, noi la, la școală avem o tehnică pe care le -o prezentăm elevilor încă de la bun început. Le spunem care este numărul minim de ședințe obligatorii, dar totodată le mai spunem că în 99% din situații ele nu ajung, dar ca să putem să-i convingem de lucru ăsta, noi împărțim cele 15 ședințe pe 3 module. Adică, după fiecare cinci ședințe de conducere, noi le facem o evaluare. Ca să mă fac înțeles mai bine, de exemplu, până la ședința 5, ce mă interesează de la elevul respectiv este să plece de pe loc corect cu mașina, să schimbe treptele de viteză corect și să reușească să țină mașina drept pe drum. Terminăm cele 5 și facem o evaluare. Le explicăm de la bun început că degeaba o să trec eu la intersecții dacă noi încă avem o problemă cu plecatul de pe loc, dacă avem o problemă cu schimbatul treptelor de viteză, dacă nu putem ține mașina drept. Cei mai mulți să știi că înțeleg, dar nu toți. Da, din nou, astea sunt chestii în cadrul școlii noastre. Mai mult decât atât, ce fac restul... Și tot așa, mergem până la cele 15, la ultima ședință de conducere, pentru că de cele mai multe ori ajungi să te împrietenești cu elevul, Uh, facem o examinare uh, cât de, pe cât putem noi de apropiată de ceea ce se întâmplă la examenul uh, pentru obținerea permisului Și anume ne schimbăm între noi uh, Un coleg de al meu examinează okay. elevul meu și eu fac invers Pentru că împrietenindu-ne ajung să-i cunoști reflexele Ceea ce iarăși nu-i chiar bine Până la urma urmei, frânarea, păstrarea distanței. Eu mă obișnuiesc cu el, în schimb, ele, colegul nu. Și atunci intervine, la final ne întâlnim noi și, zim, și ne zicem punctele slabe. Uh -huh. Bă, vezi, ai grijă la chestia aia, o făcea foarte des și nu mi se pare în ordine. Bun, de acolo încolo, pe ce se lucrează, rămâne la latitudinea fiecăruia. Cam asta e procedura noastră, ca să zic ca să zic așa, dar clar 15 ședințe nu. Mi-am făcut, nu de mult o statistică a elevilor mei din ultimii patru ani și am observat o chestie, cei care și-au obținut permisul din prima încercare, în medie au undeva la 20 de, 20 de ședințe de conducere. Unii reușesc după 15, dar cei mai mulți undeva între 20 și 25 de ședințe reușesc să-și a permis mă repet, nu să conducă. Înțeles. Eu pentru că mă repet, am avut multe inițiative prin care mi-am dorit să specializez instructori a unor școli importante din București, că aici îmi desfășor activitatea și că a fost un mare fail. Un mare fail în sensul în care până și costul per om a fost exagerat de mic, doar îmi doream foarte tare să am o școală de șofer pe care să o pot recomanda. Pentru că foarte mulți oameni îmi scriu sau mă sună și mă întreabă băi, uite, Fimiu face în săptămâna viitoare 18 ani, unde îl trimit la școala de șofer? Și efectiv în București nu am unde să-l trimit și să și garantez că acolo o să învețe ceva. Uh, și tocmai de aceea sunt foarte mâhnit, pentru că știu că există acest trend. La 18 ani copilul trebuie să-și ia permis, că îi luăm mașină și așa mai departe, da? Că termină liceul, intră la facultate, bă, ia mami și cu tati ca două mașină uh, și mă rog, ăsta e fluxul normal al lucrurilor. Și eu foarte tare că acest trend forțează școlile să facă șofer pe bandă rulantă, șoferi. Hai să zicem șoferi, da. Da? Pe bandă rulantă și atunci uh, și calitatea este slabă. Corect. Uh, respectiv, treaba asta se resimte foarte tare numărul de accidente care se petrec pe șosele din România și numărul de morți care Absolut. survin în urma acestor accidente. Zi-mi un pic că știi foarte bine fenomenul. De ce crezi că cei mai mulți instructori nu vor să învețe pe șofer să conducă, separat de treaba asta cu prea puține ore? Uh, nu, nu știu dacă pot spune neapărat că nu vor. Uh... Păi, uite, îți dau eu un exemplu dacă vrei. În momentul în care șo -ă, instructorul auto stă pe telefon în dreapta da. și, și fumează da. sau scrolează pe Instagram, e clar că nu-și dorește ca elev să învețe să conducă. Asta vroiam să continui. Cei mai mulți dintre noi, până la urma urmei, că fac parte din branșa asta, văd meseria asta ca ceva secundar din activitatea okay. lor. Cum așa? Păi. Din ce văd eu în jurul meu, aproximativ 60-70% dintre instructori, partea de instructorat o fac ca și job secundar. Adică ei au ah, okay. o, ei au undeva un program de muncă de 8 ore. La pompieri. 24 cu 72. Exact. 72 de, de obicei ore... în instituții. Da. De obicei în instituții. După care ne completăm bugetul familiei cu ceva. Am înțeles. Și atunci când pleci de la uh, premisa asta, bă, uite, acolo ar fi o variantă de câștig relativ ușoară. De fapt, despre asta e vorba. Am și atunci înțeles. nu poți să ai calitate cu așa ceva. E greu. E greu. Pur și simplu, foarte mulți dintre ei sau dintre noi. Nu privim asta ca o meserie. Cu toate că e o meserie în adevăratul sens da. al cuvântului, da. și o meserie care atrage după sine o responsabilitate uriașă pentru că oamenii pe care tu îi înveți în mod normal să conducă, după cele 30 de ore, ies singuri în trafic și pot să transforme mașina într-o armă. Absolut. Pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic care n-au nicio vină, că se află în locul și momentul respectiv pe drum. Da, asta a fost una dintre primele întrebări pe care, în momentul în care m-am angajat, ca să zic așa, la școală, am pus-o. Bă, ai avut uh, elevi care ți-au murit în accidente. Uh, și răspunsul colegului meu a fost da, din câte știu eu, nu din vina lor. E foarte greu da. ca noi să aflăm lucrul ăsta. Eu... Nu știu dacă aș putea să dorm liniștit. N-am avut încă niciunul. Încerc să îi urmăresc ulterior. Adevărul că social media ne ajută în ziua de azi. Putem fi prieteni cu cea mai mare parte a elevilor noștri și vedem. Vedem dacă se întâmplă ceva repede a afli de acolo. Din fericire, încă nu am avut niciun fel, sau nu știu de niciunul, da. dar. Da, acum. Știi cum e? Până la urma urmei, atunci când nu ești suficient de implicat în ai i pregăti, nu prea are cum să-ți pese nici ce se întâmplă după. Da, e adevărat. Deci... Eu fac de ceva timp, mai să spunem așa, câteva ședințe private cu diversi oameni care au permis de conducere de mai mult timp, dar... Ori nu prea au condus, ori nu au încredere după școală să conducă și atunci mă urc cu ei în mașină și pur și simplu prin trafic fac ce ar face orice instructor auto. Am întâlnit cazuri de elevi, deci foști elevi șoferi, da, cu o pregătire atât de slabă încât eu nu înțeleg cum au reușit să ia permisul. Și vreau să, mă ajut păi, să înțeleg. E foarte simplu. În momentul în care tu te urci cu cineva în mașină și vrei să-i împărtășești din cunoștințele tale, tu înveți să conducă. Noi nu învățăm să conducă, din păcate. Dar bun, hai să traducem un pic treaba asta. Păi, deci nu învățăm p să conducă, învățăm să ia permis. Să, da. păi, să Ce e diferit? Ce, învățați? Legislație 100%. Sub nicio formă nu putem să-i Învățăm atunci când îi pregătim pentru obținerea permisului uh, reguli de conducere defensivă, de exemplu. Uh, nu pot. Nu Din simplu motiv că n-ai unde să faci asta? Uh, hai să presupunem că aș avea unde, dar. Uh, alte costuri. Absolut. Dar uh, nu pot să-l. E foarte greu să-l uh, să pui pe elev să reacționeze într-o anumită situație în trafic. Nu, eu trebuie să fac asta legal. Da, foarte mulți oameni sunt frustrați de mașinile de școală că mergem prea lent, că nu știu, diverse motive. Să-ți dau un exemplu, probabil puțină lume știe, marea majoritatea bulevalelor mari din România sunt pe limitare de 30 la oră. E, în, în multe situații, eu trebuie să-l învăț pe elev să respecte segmentul acela de drum. Dar totodată încurc pe ceilalți nu nu învăț să se adapteze. Bun, nu vreau să bă, merg în cealaltă extremă în care să zic, bă, bă accelerează cât te ține mașina. Nu, dar nici n-are rost să ne ascundem după degete și să spunem, bă, noi toți pe o limitare de 30 mergem cu 30, că nu e așa. Pur și simplu nu e așa. Și atunci noi nu avem de ales decât să îi pregătim pur legal. Pur legal. Nu, nu există nicio variantă prin care să-i să areți cam cum să se adapteze în anumite situații. Nu. Adică, dacă mie mi-a atinge marcajul continuu la examen și-o luat nouă puncte de penalizare, nu prea contează motivul. Nu Am prea înțeles. contează motivul. Adică, na, Deci, cam din cauza asta ca să zic așa, nu îi învățăm să conducă, pentru că timpul lor de pregătire e unul foarte scurt, ei se grăbesc, noi ne grăbim, pentru că ne grăbim să ne luăm banii, ca să zic așa, și atunci ne concentrăm pe câteva reguli de circulație, și atenție, nu toate, pentru că, de exemplu, eu la Târgu Mureș n-am de unde să-l învăț ce înseamnă tramvai, n-am de unde să-l învăț ce înseamnă trolebuz, și atunci mă acces pe 4-5 chestii pe care sper să le facă cât de corect legal și obține permisul și de acolo încolo restul poveste. Mă înțeles. Dă-mi un exemplu de ce cei mai mulți dintre șoferii care, mă rog, obțin permisul de conducere, în momentul în care oprești mașina, calcă întâi ambreajul și apoi frână. Bă, asta e o boală românească. După 5 ani de experiență, încă nu am reușit să o înțeleg nici eu. N-am reușit. Eu știu răspunsul. Bă, eu nu-l am, chiar nu-l am și zimil și mie. Și... Câte puncte ei dacă oprești motorul? 5. 5. 5. Dacă înainte să apeși pedala de frână, calci ambreiajul, există vreo șansă să mai oprești motorul? Nu, nu. Nu, nu, nu. Numai puțin. Nu mă înțelege greșit. Eu mă chinui uh, și chiar mă chinui, dar e o, e o, chestie ciudată. De când se urcă prima dată în mașină, prea dată apasă ambreiajul. Și încerc să le explic. Păi, ambreiajul îl folosim doar atunci când schimbăm treptele de viteză, când plecăm de pe loc și cam atât. În rest, frână. Am încercat oarecum să le explic, și din punctul de vedere al siguranței. Păi pierdeți foarte mult timp apăsând ambreiajul, după care apăsați frâna, pierdeți o secundă, două, mașina în timpul ăsta parcurge o anumită distanță, oricum, voi deja sunteți în trecut ca și reacție dacă mai pierdem vremea, ba mai mult decât atât, sunt situații unde s-ar putea ca viteza mașinii să crească în momentul în care de tu apeși bine. ambreajul. Ești pe o coborâre, pe o pantă. În loc să încetinești, tu, de fapt învață într-un final, insist mult pe chestia asta, dar din nou după ce tragi linie, s-ar putea să nu fie în beneficiu nostru. Pentru că la celălalt instructorii e mai simplu, costurile sunt mai mici când apasă ambreiajul, nu mai schimbă ambreaj, nu mai schimbă... Până în punctul ăsta al discuției înțeleg că vina nu este numai a instructorilor. Nu, nu. nu. Și, și că e cumva împărțită, absolut. poate chiar în favoarea instructorilor. Absolut. Nu, nu vreau să dau vina doar pe instructor sau doar pe elevi. Departe de mine gândul ăsta. vina. Dar e puțin 50-50. Da, asta vreau să zic și eu. Îi undeva, îi undeva la, la mijloc știi cum e, până la urma urmei, noi ca și instructori, primul lucru care ar trebui să-l învățăm e să spunem nu. Din păcate, puțin o facem. Nu, nu ești pregătit să mergi la examen, nu, nu poți să faci asta, o repetăm până poți să faci, dar nu prea facem. Bun, vine și presiunea elevului, adică eu pot să spun nu ăsta, dar pleacă la altul. Și pleacă și al doilea, pleacă și al treilea și nu te mai recomandă nimeni și nu-ți rămâne decât să-ți cauți alt job. Într-un final. Am înțeles. De asta, vina-i... Dar totuși, când se urcă cu examinatorul în dreapta, da? Cum trec de examen? Adică... Da, în primul și în primul rând, pe examinator nu-l interesează partea asta a lucrurilor. Adică, din punctul de vedere al examinatorului, cum folosește mașina... E cam treaba lui bun, acum din nou nu mă înțelege greșit că nu o să lase lasă să plece cu a treia de pe loc, oricum îi moare motorul dar și să presupunem că nu ar muri. Nu o să lase, lasă, există o penalizare și pentru lucrul ăsta, cum există pentru omorârea motorului, dar cum se joacă el la pedale nu prea interesează pe nimeni, adică... Voi mai aveți, deci e clar că școala voastră, și acum fără nicio reclamă, face, lucruri, face lucrurile diferit. Și voi aveți și un simulator auto care înțeleg că e gratuit pentru primele trei ore? Da. Avem și un... inițiativa voastră 100%. Și construcția noastră 100%, adică colegii mei s-au okay. chinuit să-l construiască, să-l pună la dispoziția elevilor. E un simulator uh, care, pe care noi îl recomandăm elevilor înainte de a se urca în mașină. Eu stau pe un scaun de mașină, au pedalier, toate cele trei pedale, schimbător de viteză, simulează destul de bine partea asta care ne interesează pe noi, și anume plecările de pe loc, adică oarecum prima parte a școlii să semnalizeze, mai mult decât atât are oglinzi laterale, să învețe să se uite, să miște gâtul, nu doar ochii și... Da, e o chestie bună, bună și care în multe situații chiar o da rezultate. Am avut ele pe care i-am întors la simulator, cu care n-am reușit, pur și simplu, foarte emoționați, foarte încordați. Am zis, ok, oricum noi la început, când facem primele manevre de plecare de pe loc, de oprire, suntem într-un loc mai retras, unde nu sunt -ă expuși, ca să zic așa, și nu încurcăm pe nimeni. Dar a fost cazul în care i-am întors la simulator. dute și mai fă încă o ședință. Nu-i taxează nimeni. Adică cele trei ședințe le avem în pachet, dar dacă eu am considerat că mai are nevoie sau el se cere, poate să le facă. Nu-i taxat în plus cu nimic. Îți colegii de la birou tot timpul care îi ajută, okay. le explică. Încercăm să facem lucrurile cât putem noi de bine. Clar că avem și noi multe de învățat, suntem printre primii care încercăm lucrurile astea, timpul. De câte ore crezi că ar fi nevoie ca un om să învețe să conducă? Dar fără să te grăbești și nu vreau să-mi spui acum, nu știu, 35 de ore. Mai sincer, în mod real, știi că undeva la 40. Eu zic undeva la 40 de ședințe de conducere ar fi reale. Pentru că Okay. Dar la modul să lași tu liniștit pe stradă. 40 de ore. După 40 de ore atunci aș fi mai uh, liniștit. Uh, pentru traficul Bine din să oraș. Bine, să întrebe 40 tău. de ore, pardon. Nu, 80 de ore, 40 de ședințe. 40 de ședințe. 40 okay. de ședințe. Uh, următoarea întrebare uh, sau reform, voiam să reformulez întrebarea. Pe fiul tău, după câte ore l-ai lăsat pe stradă safe? Măi, dacă ar fi după mintea mea... Păi da, după mintea ta. L-aș lăsa la 16 ani cu mine în mașină. L-aș lăsa la 16 da. ani cu tine în mașină. Mie mi se pare că asta ar fi o variantă bună în România. Responsabilizarea părintelui, în primul rând. Pentru că nu întotdeauna în mașină reușești să te impui. De multe ori te pot trata în fel și chipele levi. Acum, oameni suntem mulți cu multe obiceiuri. Eu aș merge pe chestia asta de a-i lăsa să conducă cu cineva cu permis de la vârsta de 16 ani. Păi dar totodată se poate, nu? nu? Cum? În cu mașinuțele alea... A, ah, bun, da, este categoria B1. Da, ok, dar nu, eu nu la asta mă refer. Mă refer pur și simplu tu să stai lângă copiii tăi în mașină dar să fii responsabil pentru ce responsabil pentru ce da, faci? Da, este, este un cuțit cu două tăișuri, pentru că ne întoarcem la ce am vorbit mai devreme, da? Cei mai mulți șoferi, cei mai mulți șoferi din România sunt la pregătiți. Absolut. Inclusiv cei care au 50 Absolut. de ani de experiență, că dacă Absolut. ai, prost 50 de Absolut. ani. Nu înseamnă că ai experiență la volan. Da, dar mizez pe altceva. Ca tu să, ca tu să poți să înveți lucruri. Pe fiul tău care e la volan la 16 ani, care oricum visează că ai vers pe pereți, trebuie corect. să ai în primul rând un har pedagogic. să uh, Corect, sunt de acord cu tine până la un punct. Și anume, indiferent cât de rebel ar fi copilul, uh, știind că tata sau mama vor răspunde din punct de vedere legal pentru ce face el la volan, eu cred că atitudinea se schimbă puțin. Eu, eu sunt de acord. Eu mă refeream la altceva acum. Eu sunt de acord, ca atitudine, e clar că o să fie altceva. Dar dacă părintele îl învață ceva greșit, copilul la când ajunge la școala de șoferi, să presupunem că ar fi o școală bună, o să muncească mai mult să scape de obiceiurile greșite și să învețe obiceiurile bune, decât să învețe totul de la zero, de la început cum trebuie. Eu văd asta la cursurile de condus defensiv unde vin oameni cu experiență, atenție, un milion și ceva de kilometri, vin acolo, ce să mai eu de la ăștia? Și uh, văd că ei nu știu cât să vireze de volan când trebuie să vireze stânga, absolut, să facă o evitare. Da. Și muncesc foarte mult într-o oră, de fac o oră de evitări cu ei și sunt unii care nici după o oră nu fac exercițiu în tocmai cum ar trebui. Este adevărat, dar oare, din punctul meu de vedere, atunci când împlinește 18 ani, el își obține permisul. Uh, oricât de, nu știu, nici nu știu cum să mă exprim, oricât de calm ar părea când va fi singur în mașină tot ce vrea el face. Dacă doi ani de zile stă lângă un părinte sau cineva care răspunde pentru el, își formează totuși o atitudine în a conduce pe drumurile publice. Eu ferm convins că sau sper cel puțin că niciun părinte din lume nu și-ar lăsa copilul să alerge pe un drum european cu cât poate mașina. Asta cu siguranță. Indiferent cât de pregătit ar fi sau nu părintele, pe când el după ce își obține permisul poate să facă lucrul ăsta. Părintele oricum îi va lua mașină. Care 16, pe care 18 ani, oricum mașina o, o va avea. Și atunci consider că ar fi o, o perioadă de 2 ani de zile în care să-și formeze o atitudine. Abilități, cum zici tu, probabil nu și le poate. Dar aici ar trebui să intervină rolul școlilor, a profesioniștilor să îl ajute sau să corecteze ce... Sistemul ăsta funcționează în țările mai civilizate ca noi de foarte mulți ani. Nu știu în ce măsură poate fi atacat din moment ce la ei lucrurile se desfășoară așa și Vezi, la noi așa. Să începem discuția asta de ce la ei se poate și de ce la noi nu. Mai revenim la același clișeu cu educația. Da. Da da, 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 asta e realitatea. Este realitatea. Da, asta e realitatea. Este realitatea. Da. e adevărat, Dar hai să mai facem și noi ceva pentru noi. Eu ușor să tot dăm vina că nu avem parte eu de educație. Asta fac. Da. De e de -aia avem, ești tu aici. Nu și avem eu. parte de educație. Adică la școală nu se face așa ceva. Mai mult decât atât. Lăsând școala deoparte. Îți Minim 8 ore pe zi în trafic și mă uit la mame, la tați cu copii care de-abia au început să meargă în picioare, și țin de mână și traversează printr-un loc nepermis. Nu poate să-mi spună mie cineva vreodată că atunci când copilul ăla va fi singur. Nu dar nu eu i spus lui mama, când o pleca de acasă, să treacă pe la trecerea de pieton, că o va trece pe la trecerea de pieton. Nu, aia nu se va întâmpla. Așa. Așa. Asta e așa. nu se va întâmpla și asta o știu cel mai bine uh, părinții. Absolut. Cei care, oamenii absolut. care au copii. eu acolo aș merge un pic. Educația la școală, da, ar trebui să includă educația rutieră, dar din păcate sistemul de la noi așa cum e. Da. De ce nu vin instructorii de școală de șofer la specializări? Sincer să-ți spun, nu știu de ce nu vin. Trebuie să ai niște colegi uh, cu care poate ai vorbit la un moment dat. Băi, hai să faci și noi un curs sau nu știu. Băi, noi am fost la, uh -huh. cu ani în urmă, am fost la bă, cursuri de pregătire de genul ăsta. Mi-ar fi greu să-ți dau un răspuns. Nu știu, probabil că consideră că nu-i treaba lor. Că nu-i treaba lor. Nu știu, e pur părerea mea, ce-mi vine acum în minte. Da. Alt răspuns mai bun, nu. Nu am să-ți dau. bucurătorii că sunt unii, puțini cei drept, instructori care încep să ne întrebe, bă, voi de ce faceți aia acolo? Aha, ok. Puțini, puțini. De la alte școli. De la alte școli, da. Da. Dar în rest, nu. Eu văd, fac parte din multe grupuri din astea în social media, Reticența față de partea asta de conducere defensivă chiar nu înțeleg de unde vine. Nu înțeleg. Am văzut comentarii de la. Cred că, cred că foarte mulți dintre ei confundă conducerea defensivă cu pilotajul. Pentru Tot că este. foarte multe reacții îți uh, ceva de genul, da, bă, dar voi acolo conduceți pe contrasens. Bă, stai puțin, că nu are nicio legătură conducerea defensivă cu pilotajul. Conducerea asta defensivă, până nu de mult o făceau puțini în România, consacrați în special pe faptul că sunt de pilotaj mai mult decât da. așa, și probabil au început să asimileze partea asta de conducere defensivă cu pilotajul. Asta e cel mai multe reacții. E, Eu bă, știu altfel. Nu vin la curs de condus defensiv, că tu mă înveți să conduc încet. Da. Ceea ce e greșit. Absolut. Absolut. Da, multă lume traduce cuvântul defensiv motamo. Da, Și atunci, probabil. Dar voi vă implicați, de exemplu, nu știu, colaborați cu primăria, cu poliția din Târgu Mureș, faceți ceva, campanii de conștientizare, habar n-am, nu știu, pur și simplu pe zona asta de... Nu, Din păcate nu se face... Nu vă doriți sau nu aveți cu cine? Păi, nu cred că avem cu cine. Adică Sincer să fiu cu tine, nu știu dacă colegii mei au avut inițiative de genul ăsta, dar cum îl știu eu pe colegul meu, care deține școala, dacă ar fi existat, le-ar fi răspuns cu cea mai mare plăcere, oricând, la orice ori ar fi solicitat ceva de genul ăsta. Nu. Care este cea mai mare provocare pe care o întâlnește un instructor auto atunci când uh, uh, ia un elev nou? Băi, sincer, să nu-l văd la știrile de la ora 5. Asta să zicem că e după. Pur și simplu, prima dată când s-a urcat cu tine în mașină, ce ți-e cel mai greu să-l înveți? Să se așeze corect în scaun. Să se așeze corect în scaun. Da, Da pentru că de multe ori vin de pe locul din dreapta. Nu că n-ar conta cum stai pe locul din dreapta, dar... Să stai cam la fel. Da, dar uh, pur și simplu e partea asta în care unii dintre ei sunt foarte receptivi, dar cei mai mulți de multe ori se uită, păi ești nebun, e doar un scaun. Cam, cam ăsta e primul lucru care iasă în evidență atunci când se urcă pentru prima dată în mașină. Uh -huh. De ce trebuie să stea așa în scaun? Uh, tu ai pregătit câteva generații, nu, de șoferi? Da. Un... Ți tot... se pare vreo schimbare de la o generație la alta? Sunt mai receptivi uh, cei din generația asta? Erau mai responsabili cei dinainte? Mai uh... uh, Lucrurile astea le-aș împărți un pic în mai multe categorii. Din păcate, uh, prima categorie despre care aș vrea să vorbesc e categoria asta, 18 până ah, în okay, 25 de ani. permis la 18. Exact. Da. Uh, cum văd ei permisul de conducere? Ca pe o obligație, ca pe o responsabilitate? Uh, ca... nici una nici alta. Pur și simplu am voie să conduc mașina după ce l-am ăsta. Și mă repet, am voie să conduc mașina. Punct. Nimic altceva. Nimic altceva. Nimic altceva. Uh, sunt cei care vin cum forțați de anumite împrejurări să facă școala de șoferi. Acolo lucrurile sunt puțin uh, diferite dar cea mai mare problemă este lipsa de responsabilitate. Adică în momentul în care conduc ei ceva pentru prima dată sau își asumă responsabilitatea pentru ceva prima dată, e greu. E greu, pentru că până la un punct... Sau până atunci, mulți dintre ei nu și-au asumat nimic niciodată. Adică... Ok. O să spun niște întrebări sensibile de acum încolo, atât din capul meu cât și din capul uh, urmăritorilor noștri de pe Instagram. Uh, răspunzi acolo unde te simți uh, ok și dacă vrei să răspunzi dacă nu e absolut nicio problemă. Uh, mai există elevi care își doresc să plătească cumva obținerea permisului de conducere? Mai cu siguranță da și asta le vedem zilnic. Okay. În presă, în social media, peste tot. Să dau cu nume și prenume, n-aș putea să fac asta. Nu, evident că nu. nu. Dar la modul cel mai serios. Deci se merge în continuare pe. dau șpagă să iau permis. Cu siguranță. Și dar, merge în continuare. Cu siguranță. Dar nu e niciun secret. Le vedem. Le vedem în fiecare zi. Le vedem la știri. Le vedem pe peste tot. Da. Cu siguranță. Cu siguranță există. Și bănuiesc la fel și cu evaluarea medicală. A, ah, bun, aici ai un capitol. Da, te rog! Dure rog! Dureros, te rog! Adică, mulți, din punct de vedere medical, nu ar avea ce să caute la volan. Ok, interesant. Stai așa nu. puțin. Facem, facem o distinție între medical și psihologic, da? Și și. Ambele. A, deci. Eu zic că mulți n-au -au voie din punct de vedere psihologic să fie la volan. Uh, medical nu știam. Băi, și medical. Și ponterea e cam aceeași. Crede-mă. Poți să-mi dai un exemplu? Da, am avut elev. Bă, am făcut, nu mai rețin, undeva la, oricum, peste 20 de ședințe, ca într-un final să-mi dau seama că problema lui era faptul că nu vedea Okay. Sau nu vedea suficient de departe și în detaliu. Lucru care ar fi trebuit să se vadă undeva la, un, la o vizită medicală. Nu că n-ar fi fost apt pentru a conduce. Dar avea nevoie de ochelari. Da, băiatu. avea nevoie de ochelari, exact. Și i-am zis omului, bă, nu-i normal ce faci. Da, mă, dar mie nu-mi plac. Da, mă, dar în condițiile astea nu s-ai permis. Okay. Dar mai rău decât atât, în condițiile astea s-ar putea să lovești pe cineva rău de tot. De ce? Pentru că tu nu ai purtat nu, nu vrei să porți ochelari. Ok, nu-ți place ție cum areți cu ochelari. Nici o problemă, lasă-i în mașină. Când ieși la plimbare, ești fără. Ok, deci asta e un caz. Altul mai... de auz. Ok. De auz. acum, asta cu auzul... Nu, oh, e important. Este important, dar... Știi cum ce... când vine salvarea? Da, nu, nu la asta vreau să ajung. Vreau să ajung la. Vreau să zic că mulți în prima fază, din cauza emoțiilor, se întâmplă multe. Da. Dar, da, am avut chestii de auz. Am avut uh, dureros și eu aici am o problemă cu chestiile medicale. La un moment dat, o solicitare pentru cineva care deținea un permis de, de conducere, dar vroia să ia niște ore. Uh, avea probleme grave medicale, dizabilități. Ok, asta putem să înțelegem. Da, dar pe lângă partea de mobilitate, avea o semiparalizie. Pe asta partea, nu putem să înțelegem. Da, recomandarea de la medic era, da, poate să conducă, doar cu condiția să conducă o mașină automată. Dar cam acolo se oprea recomandarea medicală, ca să zic așa. Așa ca să înțelegi, vedere periferică nu exista, era bă, surdomut. Incredibil. Și cu toate astea putea sta la volan. Avea un tutore, la final i-am explicat, omul era foarte fericit în momentul în care se urca la volan și am zis că o să stau cu el în mașină cât de mult vrea el, dar să nu-l lase niciodată singur în mașină. -am înțeles. Uh, discutam asta cu unul dintre polițiști. Și polițiștii spun: noi nu avem ce face. Dacă nu ne vine o recomandare medicală, noi nu, nu avem ce face. face. La fel, zilele trecute mă sună un uh, prieten, tatălui, tocmai ce împlinește 70 de ani, bă, mai poate să conducă. Cum e cu bă, vizitele medicale? Zic, bă, din moment ce are un permis valabil, poate să conducă fără niciun fel de problemă. Dar poate el nu mai poate să conducă. Dar el poate nu mai poate să conducă, dar mai mult decât atât, medicii, acum nu știu dacă e chiar dacă există undeva stipulat asta în vreo legislație lor, au obligația de a, de a anunța sau măcar de a întreba un pacient dacă are sau nu permis de conducere și dacă îl are, să facă o recomandare către instituții, poliție în cazul ăsta să îl retragă. Dacă e cazul de a fi retras, nu o să se întâmple. Auzi, da cu o întrebare sensibilă. Cum era de la Denis Rifai? Întrebarea roșie, nu? Sau cum era? Um, pe vremea mea existau școli unde știi că te duci și băieții de acolo știu exact cui și cât să dea. Mai există treaba asta acum? Cu siguranță. Cu siguranță. Foarte tare. Da. Și din punct de vedere psihologic, ai întâlnit oameni care n-aveau ce să caute la volan? Da. 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 Din nou, aici deja nu mai, nu mai ține nici de școală, nici de poliție. Ține pur și simplu de, de medicul care pune o parafă și dă un avis pozitiv. Adică, din punct de vedere legal, eu dacă sesizez ceva în mașină, că elevul respectiv ar avea o problemă psihologică, nu am ce face. Pur și simplu nu l ce face. La fel cum polițistul poate să vadă lucrul ăsta. Nu are ce face. El, din punct de vedere legal, este apt. Medical? Apt. Ce poți să faci? Nimic. Știu, mă gândesc că poate, poate să-l dea jos din mașină și să îl pună să meargă pe dungă albă, stodă, dacă are echilibru. Habar nu poate să facă asta. nu are dreptul legal un polițist să facă asta. Sau cel puțin nu știu eu să aibă dreptul. Da, îl poate respinge. Poate să-și dea seama, poate să respingă. Dar Păi, e posibil ca la un moment dat totuși să-și obțină permisul. Deci am înțeles. Acum pe piață există destul de multe informații. De exemplu, eu fac tot felul de clipuri cu poziția corectă la volan, circulația mânilor pe volan, subvirare, supravirare și așa mai departe. Cred că dacă stai să urmărești toate podcast făcute de noi, faci un mini curs. Uh, sincer să fiu cu tine, multe din informațiile le-am și luat din cursurile Excelent. tale. perfect. Dar <hă> sunt curios... Oare vin și elevi care în momentul în care instructorul, nu știu, nu-l învață să stea la volan. Elevul respectiv îl trage de mână că, da, nenea, uite, eu știu de pe YouTube că ar trebui să... Mai n Ați avut solicitări de genul uh, ăsta? Sau... Nu. Nu cred, nu știu, dar din să cred că nu pentru că, mă repet, instructorii de la noi, de la școală, noi, uh, noi avem uh, ca și serviciu Uh, nu ești mulțumit banii înapoi. Și atunci okay. uh, atunci ne-am uh, ne și creat un standard de calitate, și anume, nu poate să fie foarte mulți, foarte mare diferența între instructori. Noi avem cam același mod de predare uh, tot timpul. Adică n-am auzit pe nimeni și de multe ori noi ne întâlnim cu colegii și cu elevii atunci când uh, au examenele, dar n-am auzit niciodată să zică vreunul dintre ei, bă, pe mine instructorul mă învăța să stau corect la volan, dar pe mine nu. Nu. Nu știu ce se întâmplă la celelalte școli. Am mai văzut și reacții ciudățele în momentul în care la primele ședințe sau la prima de multe ori îi dau jos pe elevi din mașină și le arăt ce înseamnă sistemul de lumină a mașinii. Am mai văzut pe unii că se uită puțin, băieți ești nebun. Am înțeles. Dar nu de la noi, din cadrul școlii. Noi avem cam același standard de calitate atunci când vine vorba despre cum să facem, să pregătim elevii cât mai bine. Am înțeles. Dar bănuiesc că există, nu știu, o curiculă, nu? În ceea da. ce privește treaba asta. Există. E foarte ce greu de aplicat. Din ce an nu fi? Sincer să fiu cu tine, nu știu, dar este foarte greu de aplicat uh, pentru că nu, nu toți elevii sunt la fel. Uh, Într-adevăr, există o programă după care noi ar trebui să ne desfășurăm orele uh, practice. Dar asta ține foarte mult de cum reușești să avansezi cu un elev. Cum îți ziceam mai devreme, noi avem sistemul ăsta al nostru de evaluare pe etape și atunci respectăm și programa, dar în funcție de nivelul pe care ai reușit să-l atingi cu un elev la un moment dat. Pentru că eu degeaba parcurg programa aia din coajă în coajă dacă eu încă am probleme cu plecarea de pe loc. Da, 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 am înțeles. E nonsens. Da, există, dar e, din nou, greu de pus în practică, la modul general vorbind. Uh -huh. um, așa ca o concluzie până acum: oamenii nu învață să se conducă în școala de șofer pentru că e un cumul de factori. Absolut. Hai să spunem că e un mix între. Um, știu eu, lipsa de informație a instructorilor și lipsa abilităților acestora Absolut. de a învăța, combinată cu, să zicem, poate nu rea voință, dar cumva o delăsare. Așa, băi, Absolut. timpul trece, nu merge, nu avem nici interes să învățăm mai mult. Corect. Spre ce înclin mai mult? Instructorii nu sunt suficient de pregătiți sau nu-și doresc să învețe mai mult pe ele? Mai uh, e greu de spus. Cum ziceam și adinaur există o generație de instructori care vine din spate, mai pregătită. Oh, okay. Există tineri. Tineri, da, chiar există și se văd, eu îi văd, dar uh, până la urma urmei, nu știu dacă putem vorbi despre asta la general sau uh, vorbim despre asta la nivel local. Pentru că Știi cum e? Până la urma urmei, într-un loc anume, unii trebuie să se ia după cei mai buni pentru că, de regulă, au și rezultate și elevi. Nu poți să fii într-o zonă unde, o parte, ne facem treaba, sau credem noi că ne facem treaba bine, și tu să nu-ți o faci deloc, pentru că pleci repede. Dar eu tind să cred că. Cea mai mare problemă este lipsa de pregătire. Lipsa, de, lipsa de, pregătire. de pregătire. Și până la urmă și voință. Mă repet, atâta timp cât vezi în job-ul ăsta doar o suplimentare a venitului tău lunar. Da. Ce zici de legea asta cu condusul defensiv? Ți se pare bună? Ți se pare rea. No, mi se pare foarte bună. Mi se pare foarte bună. O să vedem un pic care vor fi uh, reacțiile de. oamenilor până la urma urmei. Când? Păi nici nu știu, s-a publicat uh, metodologia? Mm. Nu. Atunci vorbim cam degeaba pentru mm. că... Dar voi aveți un sindicat al instructorilor, mm. o asociație. Mm. că adică mă gândesc că poate putem să punem totuși noi ceva presiune pe guvern să facă ceva cu normele astea de aplicare și păi, poate putem uh, să... școlile n-ar avea niciun interes în momentul ăsta, Silviu, pentru că nu fac conducere defensivă. Adică... Da, dar inter interesul ar fi următorul. După ce ai ieșit elevul din școala de șofer, să vină să facă un curs de conducere defensivă, gratuit, practic, că îl deduci din da, impozit. Da, Și în felul ăsta, traficul din România să fie mai sigur. E nu un interes al pentru comunitate, e ceva ce ajută societatea să se dezvolte, să evolueze, să continue. Sunt perfect de acord cu tine, dar atâta timp cât noi, în cadrul școlilor, practic nu suntem obligați să facem partea asta de conducere defensivă. Uh -huh. Nu se face. Și atunci nici nucleul ăsta care să se adune nu o să existe de curând. Pentru că școlile de șoferi au interesul să aibă o promovabilitate cât mai mare în obținerea permisului și cam atât. Deci, asta este, de fapt, hai să spunem, scopul, nu? Da. Scopul este să ai promovabilitate cât mare. Cât de mare, cu un rulaj cât de mare de elevi, ca să te facă, ca să zic așa, școală mare și bună. Dar știi ce e interesant? Că la cele mai multe școli, să zicem, deviza acestora este cu noi orice vis devine permis. La noi permisul se obține cel mai ușor. Dar n-am văzut nicio deviză, la noi înveți să conduci. Da. Asta... Adică începând de aici, e o chestie subliminală, nu știu dacă da da, 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 da. da, da, da. Știu, Scopul să ce de fapt este să ții permisul. -ți permisul. Din punctul meu de vedere, permisul în România se obține prea ușor. Dacă da. persoanele astea cu care eu fac ore în privat sunt la nivelul ăsta de, de pregătire, și totuși au luat permisul, e clar că și partea de examinare este extrem de slabă. Mai ar fi lucruri de îmbunătățit și acolo. Adică nu cred că e suficient să știi să pleci de pe loc, să nu oprești motorul și să Bună, faci nu virajul cu a doua și să... Nu, nu... nu se reduce chiar la asta, dar... Dar pe acolo. Poți să ai șansa în timpul unui examen să faci doar, doar asta și să-ți iei permisul. Da, asta zic. Da, există riscul ăsta, ca să zic așa. Da, și partea de examinare ar putea fi puțin modificată, dar partea de examinare uh, nici nu știu cum să, cum să mă exprim mai corect. Atâta timp cât noi nu ieșim cu mașina din oraș, că până la urma urmei tragediile nu se întâmplă în oraș, se întâmplă în afara lui. Cele mai multe, bineînțeles, se întâmplă și în oraș. Dar examinarea se rezumă strict la, examinatorul se rezumă strict la metodologia care lui este impusă sau dată sau deci, atunci. practic e ca și când are un șablon. Exact. Și dacă exact și bifiază puncte da. pe care exact. le urmărește, elevul le a făcut bine, chiar dacă poate exact. nu știu, îl simte că e nesigur. Da, da, da. Sau da, da. îl simte că tremură, sau îl simte că nu se uită da. unde trebuie. Doamne, da. dacă le-a făcut pe alea 8, e bine așa. Corect. Da. Eu asta încerc să le explic la elevii mei și uh, chiar dacă de de cele mai multe ori, ni foarte ușor noi, instructorilor, să dăm vina pe examinatori, elevii dau vina pe noi și pe examinatori. Încep să le explic de multe ori că, bă, nu greșeala în sine e neapărat o problemă, pentru că tu în timpul examenului, mare lucru, nu ai ce să pățești. Încearcă să ieși din greșeala aia. Nu să te poți sta jos din mașină, în mijlocul intersecției, să plângi că te-o clanxonat unul sau că ai omorât motorul. Continuă. Continuă. Examinatorii, acum nu putem să fim uh, ipocriți să zicem că, aș, că stau la pândă. Mulți dintre ei vor să vadă cum iasă elevul dintr-o greșeală. Alții nu. Alții, cum ziceai tu, X, Next. Next. Dar mai e ca pe vechi. Dacă examinatorul are o zi proastă, nu trece pe nimeni. Păi greu de spus. Păi da, acum e ai greu de spus. Pentru, da, bă, poate să fie nervos, poate să se enerveze în timpul exact, examenului. și gata, -a terminat e ziua. posibil, da, e posibil. Nu, adică până la urma urmei asta e factorul ăsta psihologic. E greu de da, spus. Da, nu e normal pentru un examinator absolut, să se enerveze absolut, și să nu mai treacă pe ceilalți absolut, pentru care Da, cu siguranță asta așa e, da. Până la urma urmei noi nu știm ce se întâmplă în mașină. Motivele pentru care îl respinge sau îl admite din nou de cele mai multe ori așa general pentru că comunicarea noastră cu polițiștii e la nivel de prietenie adică de exemplu. Deci trebuie să fiți prieteni. Băi nu nu nu, nu la asta mă refer adică ca să, ca să aflu detalii pot să le aflu numai de la un examinator cu care nu știu mă înțeleg eu mai bine. Că în și rest... eu, cred că e bine să te înțelegi bine cu examinatorul. Absolut, până la urma urmei. Dar dacă nu te suportă, ce da, a, așa că Da, cu siguranță. Da, da, da. Da, și cred că uh, un rol foarte important îl are și stilul în care sau modul în care tu pregătești elevii. Eu am văzut la mine. Am elevi care trec la unii examinatori foarte bine, la alții pică. Pentru că, e, da. păi... Dă, un examinator văd stilul meu într-un fel, alții îl interpretează în alt fel. Înțeles. Să știi că am multe întrebări, o să încerc să fac așa un sumar. Uh, întrebări puse de urmăritorii noștri de pe Instagram. Uh, și o să încep cu una care mi se pare mie interesantă pentru că nu înțeleg. De ce nu se poate schimba categoria fără anularea dosarului actual? Nu știu la ce se referă asta. Nici eu nu prea înțeleg la ce se referă. Păi, nu știu, chiar nu, nu înțeleg. Nu, nu pot să-mi dau seama la ce se referă. Uite, -ne, mă întreabă un coleg, care este procentul de permise obținute lejer? Eu zic că toate. <laughs> tip, tip centric să învăț să conduc imediat după școală, plus să parchez. Nu funcționează niciun reper învățat. Există repere pentru parcare, uh, pentru da. A folosești Reperele alea, să vezi din oglindă colțul da, mașinii. Da, pentru că, din nou, o parcare greșită înseamnă puncte de penalizare. Eu încerc, încerc să îmi învăț elevii în măsura în care pot dar nici eu nu pot să risc până la capăt cu modul ăsta să se orienteze în spațiu să-și ia cât mai puține repere pentru că de cele mai multe ori o mașină e parcată într-un fel alta e parcată într-alt fel D uh, culmea este uh, depinde foarte mult de înălțimea șoferului pentru că da, eu îi dau niște repere dacă am un elev de 1,50 m și de exemplu pun să facă o garare și zic băiați uh, ca și reper colțul uh, farul din partea dreapta a mașinii și mașina parcată e un, nu știu, exagerez poate, un Lamborghini, nu o să-l vadă. Încerc să-i să, să fac să se orinteze da. în oglinzi, dar da, bă, pentru început, cred că cel mai bine ar fi să învețe cu repere. Să învețe cu repere pentru că îi mai sigur. Uh -huh. Uite, întreabă cineva, de ce nu se scumpește școala de șofer? Trebuie să fie accesibilă tuturor? O întrebare grea. Din punct de vedere al businessului, ar zice da. Din punct de vedere al ce vedem în jurul nostru, ar zice nu. Nu știu, ar trebui să căutăm variantele undeva la, la mijloc. Într-adevăr, școala de șoferi e foarte accesibilă. Sau accesibilă aproape tuturor. Aproape tuturor, da. Dar, na, grea întrebarea. <laughs> nu aș să dau un răspuns. Care clar. e principala problemă gaură în sistem prin care oricine poate deveni instructor auto? Cred că am dezbătut cumva asta. Da, nu știu dacă. E clar că sistemul este total defect. Defect și vechi. Și Cu siguranță, vechi. principalul motiv este vechimea lui. Uh, și la instructori, ca și la elevi, eu aș zice că partea asta de care spuneai tu, din ea, partea psihologică. Eu zic că la, când vine vorba de instructori, ar trebui să pună un pic mai mult accent pe partea psihologică și pedagogică a lucrurilor. Mm -hmm. Că până la urma urmei, ești în calitate de profesor exact. în mașină. Trebuie să știi să te adaptezi la fiecare elev în parte. Și culmea, instructor bun nu o să te facă niciodată un elev bun. Instructor bun te va face un elev cu care ai muncit mult, 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 multe ore, multe ședințe, mulți nervi, multe frustrări, pentru că suntem oameni, toți ne enervăm. Ideea e cum ne manifestăm atunci când o facem, când ne, când ne enervăm și cred că aici ar trebui să se pună un pic mai mult accent pe partea asta de teste psihologice către. Foarte multe teste psihologice? Psihologice, pardon, dar nu psihologicola simplu mai nici da, ăla nu e chiar așa simplu, dacă s-ar face pe bune. Și asta e adevărat. <laughs> nu, dar am făcut într-adevăr niște teste, examene psihologice la un moment dat, de ore întregi, care pun presiune pe tine și acolo intervine și oboseala Absolut. și lipsa de atenție și așa mai departe. Și într-adevăr, cred că orice instructor auto trebuie să treacă prin, printr-un astfel de examen din simplu motiv că încă se practică, de exemplu, Uh, flirtul printre instructor elevă. mi vine să cred că în 2022 am auzit reclamații de la eleve cum că instructorul s-a dat la ea sau s-a... Am auzit și ceva de da. de genul ăsta. Adică unul care se dă la o elevă Dupăi, să n nu are ce să caute acolo. Nu, n-are ce să caute ca instructor. Uh -huh. Nu e... și ales foarte greșit meseria și domeniul. E. Da, îți de acord cu tine, se întâmplă. Din nou, dacă, nu știu, partea asta psihologică și pedagogică ar funcționa bine, probabil nu s-ar ajunge la așa ceva. Dar da, se întâmplă, am auzit și eu, știu și eu cazuri, am elevi care mi-au venit așa. Deci, da. Deci Dumnezeu cu mila... Măi... Uh... Veniți la cursuri de conducere defensivă ca să corectăm ce n-ați învățat în școlile, de... în cele mai multe școli de șoferi. Acum să fac eu un pic de reclamă. Da. Și... Și dacă uceți la Târgu Mureș, faceți școala cu Marius, și cu Doru? Da. Cu Doru. Doru. Marius... De fapt, cu oricine de la noi de la școală. Chiar, okay. chiar nu avem. De super driver. Chiar nu am nicio problemă. Și asta le spune levilor în mașină: Băi, dacă simțiți că nu există niciun fel de chimie între noi, că nu mă exprim pe înțelesul tău, poți merge oricând la oricare dintre instructorii de la noi de la școală, din punct de vedere tehnic vei avea parte de aceeași pregătire. N-am avut încă cazuri. Te alinți tu așa? <laughs> <laughs> și nu, le spui -am, asta elevilor? asta cum li se, se... ducă la colegul meu, cel mai bun. Asta li se spune de când se înscriu. Nu știu, În broc, primul rând. cel mai bun. Marius, <laughs> e adevărat? Sunt cel mai bun, sunt cel mai bun. Da. <laughs> asta, uh, chestia asta numai, mai elevii poate să, o spună până la urma urmei. Ai așa e. e. Marius, uh, cum s-ar zice, timpul a expirat. <laughs> da. Uh, mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să vii de la Târgu Mureș. Uh, sper că am răspuns, nu știu, aproape la, absolut, la toate întrebările sau, nu știu, eu să cel merg. puțin la cele mai importante da, da. pe care le-am avut. Și, ce să zic, faceți treabă în continuare așa cum ați ales să o faceți, pentru că sună bine și îmi place că... Că te-ai dus și în partea asta de condus defensiv și că vrei să faci lucruri în plus și că nu te-ai plafonat și că ai ales să nu te complaci într-o situație în care ok, sistemul e cum e, orele sunt puține, banii sunt puțini și ai ales să faci și lucruri în plus. Pentru că numai în momentul în care o să apară oameni de genul ăsta, cred eu că o să se schimbe lucruri în, în țara noastră. Și te ferici pentru asta. Mulțumesc mult! Mersi mult pentru uh, invitație și sper să fie din ce în ce mai mulți instructori care să Bun ca tine. Să... să fie bun ca tine. Nu. să iasă, să vorbească să, să... în primul rând să vorbim noi despre neajunsurile sistemului, că până la urma urmei, da, școlile poartă o vină, instructorii poartă o vină elevii poartă o vină, dar și sistemul, și sistemul nu putem să-l schimbăm decât noi, Așa nimeni aia. altcineva, sau la presiunea noastră măcar da. sper să apară din ce în ce mai mulți care să cu pași mici se vede, încet, încet lucrurile se mișcă, dar mult prea încet, adică într-un ritm mult mai mic decât ar trebui să se întâmple și rezultatele, din păcate, le vedem pe șoselele din România, unde nu se întâmplă bine deloc. Așa e. Bine, Marius, mulțumesc tare mult și să ne vedem sănătoși. Cu mare drag!